Amu, cât? În jumătate de ceas? Da. Nu, Amu. Am glumit. Amu. Caravana e Românie, colinde deja țara de 6 săptămâni. Știu. Cu Mircea Radu în frunte, da. Și cu acea mașină mare, caravana lui. Am întâlnit-o pe drum. Da, da. Ieri ne-am întors din Moldova. Era blocat. Împingea la ea. Și am filmat deja 5-6 ediții și am început cu Maramureș. A fost în Bucovina. Da, în Moldova. De unde vrei să începi? E România, dacă nu din Maramureș. Păi exact. Bune, nu? Și primul episod o să fie din Maramureș. I-ai doborât cu în această Horinca? Săptămână. Primul episod în această săptămână. Joi și vineri. Ai gustat Horinca, Andreea? Mai au încercat să mă convingă, dar eu sunt cu minte, eu nu beau, nu fumez. Ai fi dormit cu Nicolae de vreme acasă. Fără să știi ce ți s-a întâmplat. Și este o emisiune care caută într-adevăr fete frumoase, dar ce nu doar frumoase. Ele? Trebuie să fie talentate. La ce? Să și cânte un pic, să și danseze, să și gătească. Aici intervine Nicolae, proba lui. Să aibă un talent, să știe tradițiile zonei respective, să fie fata cea mai cea din zona respectivă, să reprezinte zona cu brio într-o mare finală care va avea loc la București. Și astfel noi mergem în nouă regiune ale țării. De talente. Da. Nu. Adică să gătească să... și în finală? Sau ce trebuie să facă în finală? Noi căutăm fata cea mai cea din 9 regiuni ale țării și apoi cele 9 fete se vor concura într-o finală la București. Totodată căutăm și talente din zonele respective, care de asemenea fiecare talent ales din câte o zonă, de zona se, artistică, nu? Se va întâlni la București cu celelalte talente și va talente concura. Ce? Cântărețe, dansatoare? Da, orice. Ce găsim la țară? Și câștigă și bani, să știi. Să știi că pe lângă tradiție, că până la urmă oamenii la țară, ce-i drept că învață să cânte și să facă lucruri din astea faine. Chiar sunt faine. Adică pe lângă mai am dat niște oameni sau fete care fac fel și fel de lucruri, dar nu vreau ideea, să că, ideea adică... că noi căutăm pe lângă fata frumoasă și fata care știe pe lângă gospodărie, care și asta, da, și care și ajută părinții pe lângă casă, care și ajută frații. Da, nu știi adică... că românul are o vorbă, domne, femeia perfectă este gospodina în bucătărie, da. Doamna în societate și pricepută în dormitor. Înțeleg că nu este deja altfel, dar nu pot să zic. Nu, da, altfel. Dar am zis-o și noi pentru înțeleg că aspectul ăsta n-a fost testat, din păcate, deci căutăm doar în zone artistice. Da, auzi, pe lângă noi, să zic așa, mai avem fiecare ediție, avem două vedete, care ei pleacă mai devreme. Șefii, capitanii de echipă. Ei își fac echipă, măr din poartă în poartă și caută fete frumoase două zile. Ce fain că în ediția asta, care am început-o, prima Maramureș, și am avut pe Dana Săvâică și pe Ionuț Ieftimioaie. Deci a fost fantastic. Eu nu l-am și pe Ionuț. E un om de nota 10. Da, e foarte tare. Adică, iar Dana, prima copertă Playboy, are ochiul format. Competiție foarte puternică, să zic așa. Și fete faine. Deci sincer. În Maramureș asta a fost echipa, nu? Da, și a fost lângă mine. Oarecum am fost un pic așa târșă, să zic. Un pic, a fost în Botiza, chiar lângă Rozavle, acolo. Și două fiecare comune ediție... și cel mai că... Da, așa e. Sunt... În fiecare ediție sunt alte două vedete. Am înțeles, da. Caută fetele și are loc o preselecție sâmbătă, pentru că vedetele găsesc multe fete. Unde e preselecția? În Căminul Cultural din comuna respectivă. Fantastic! Și din 20 de fete își aleg fiecare câte 3, iar apoi duminică venim noi jurații și alegem fata cea mai cea și, bineînțeles, alegem și talentul cel mai reprezentativ din acea zonă. Este o emisiune despre tradiții, promovăm tradițiile românești și cred că ne lipsea astfel de emisiune. Este un format 100% românesc care a fost vândut și în alte țări, în Thailanda, da. Și în China. Și despre asta este vorba de fapt. Căutăm fata cea mai cea, căutăm cel mai talentat om din zona respectivă, dar de fapt promovăm tradițiile românești și promovăm zonele României. Asta e foarte adică, dacă de multe ori uităm ce avem lângă noi și zburăm până mult, în Thailanda. De mult ca să vindem țară, oamenii plecau la oraș. Acum să mai întorc un pic, înțelegi? Dăm seama că, de fapt, la țară e fain. Normal acum că... avem liniște. S-a sucit roata, oricum, știi? Normal că preselecția are loc la Căminul Cultural, unde și acolo am o poveste cu Nicolae. Trebuia să-l facem pe Bilaș cu o cetățeană. A doua zi! Trebuia să-l facem pe Bilaș cu o cetățeană de onoare. Asta s-a întâmplat cu mult timp. Lumea emoționată și primarul și nu mai știu cine a început să țină spiciu. Și la un moment dat a zis, din aceste motive, ai rumerat de ce el, fiul satului, așa, mai mari comune împreună cu eu, săracul de emoție, mai mari comune împreună cu eu, îl declară pe Bilaș cu un cetățean de onoare. Presupun că emoții dat